Scriitorul Stelian Tănase a adus în fața publicului sucevean două dintre cele mai recente creații ale sale. Este vorba despre cartea Dinastia, pe care a scris-o împreună cu jurnalista Elena Vijulie. Volumul, care a fost scris într-o manieră accesibilă pentru mase, tratează un subiect la modă în această perioadă, după cum spune chiar autorul, și anume aspecte din viața familiei regale a României, respectiv viața regilor. Volumul a fost prezentat de profesorul Radu Bruja de la Facultatea de Istorie. Cea de-a doua carte lansată de scriitorul Stelian Tănase este Nocturna cu Vampir, opus 1. Despre acest volum a vorbit profesorul Mircea Diaconu, prorector al Universității Ștefan cel Mare. În romanul acesta, la un moment dat, detectivul, e un thriller, să vă povestesc câte ceva, detectivul e întrebat de soția unei victime dacă a citit niște cărți. În cartea asta se citește puțin. Singurii care citesc, probabil, sunt acest detectiv, îi zic detectiv, deși nu e chiar asta, și iată soția unei victime. O să vă spun imediat și despre ce întrebare e vorba, exact despre ce cărți e vorba. Dar fac o paranteză. E o carte în care sunt patru victime inițial, generali, figuri securiste de mare forță, parcă oamenii cei mai importanți ai momentului istoric, crescuți, educați, formați înainte de 1989, pe cai mari după aceea, iată patru victime de felul acesta, dar la sfârșit, pentru că autorul are mult umor, pentru a ajunge ca moartea să se construiască într-o chintă royală, moare și un actor, un actor care are șansa să moară prin spectacol. Lumea aplaudă, se distrează, se amuză, e un burlesc negru aici. Nimeni nu crede că actorul va muri, dar moare finalmente, așadar, cinci victime. Iar criminalul este un tip care, în primele patru cazuri, îl sună pe detectiv cu câteva minute înainte ca crima să se și petreacă, îi spune la telefon unde va putea să-și identifice pacientul, să spunem așa, îi dă toate detaliile, vom vedea și de ce, iar la prima dintre crime ajunge chiar înainte ca victima să-și dea ultima suflare și la întrebarea cine te-a ucis sau cine a fost, apucă să spună Vampirul Valah. E o carte cu cinci victime și cu un vampir. Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Sorin Avram. El a amintit că în urmă cu 2 ani, Stelian Tănase a lansat la Suceava volumul Dracul și Mumia. Cu 2 ani, cred, am mai făcut o lansare de carte cu domnul Tănase la Suceava, 2 sau 3 ani. Atunci domnul Tănase a venit cu Mumia, Dracul și Mumia. Deci a venit cu un volum la Cărturești a fost atunci. Astăzi domnul Tănase a venit cu două cărți, v-a lansat două cărți. Este vorba despre Dinastia și Nocturnă cu Vampir opus 1, ceea ce îl obligă pe domnul Tănase, în sensul că peste un an sau doi, cum mai vine la lansare, să vină cu trei cărți. Stelian Tănase a participat și la Salonul Internațional de Carte, organizat de USV.